haide să vedem căsuța din ce am făcut-o. Ne trebuie fir, bineînțeles, ne trebuie croșetă, nu? Am folosit croșetă de 1,75, am folosit iarn argins, această nuanță frumoasă de caramel, care are codul 07. Această bobinuță are 50 de grame, 150 de metri și la compoziție să știți că este 45% acril și 55% bumbac. Am folosit, deci eu mi-am luat 100 de grame, adică două bobinuțe, fiindcă din prima, uitați, am făcut aceste trei elemente și nu mi-ar fi ajuns doar o singură bobină de 50 de grame. Pentru țurțuri, pentru geam, ușă, da, aceste accesorii, eu am avut un fir prin casă alb, deși merge și firul de la Yarn Art Jeans, da, la fel ca și gamă de carton. Carton ca să dăm ținută la căsuță, da? Eu chiar am avut, să știți, o cutie de bomboane, este cartonul mai dur, da, și am decupat, am avut aici ajutor pe soțul. Aici, de exemplu, partea aceasta reprezintă podeaua la căsuță și pereții laterali. Da? Eu ce am făcut? Am măsurat și am pus soțul să decupeze, uitați așa, carton. I-am dat și lui de ocupație. Ca să pot lipi pe pereții laterali. Da? Jos, la podea. Și noi când vom prinde toate elementele, o să vedeți că are ținută și stă și uitați, așa o transformăm noi într-o frumoasă bombonieră, da, de sezon. Deci pentru podea și pereții lateral vom face un dreptunghi după cum vedeți. Eu am aici rânduri formate din 25 de piciorușe duble, rânduri lucrate dus întors. Și am procedat astfel, dacă doresc să am 25 de piciorușe duble, eu voi monta 28 de ochiuri. Haideți să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, fiindcă doresc să am 25 de piciorușe și mai ridic încă 3 în plus, deci în total 28. Și încep și lucrez din ochiul 4, piciorușele duble în fiecare ochi, câte un picioruș dublu. Foarte simplu, da? Aici eu am procedat în felul următor. Am lucrat, după cum vă spuneam, rânduri dus întors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rânduri. De la rândul 8 am, de fapt, rândul 8 l-am lucrat, dar am agățat câte un singur fir, fiindcă am vrut să-mi rămână această margină, practic este delimitarea peretelui lateral de podea. Da? După cele 7 rânduri, doar rândul 8 îl lucrăm agățând un singur fir și pentru podea lucrăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rânduri. Ca să lucrăm cele 7 rânduri și pentru celălalt perete, la fel vom lucra un rând agățând un singur fir ca să delimităm și aici podeaua de peretele lateral. Deci avem 7 și cu 10, 17 și la rândul 18 lucrăm agățând un singur fir. Bine,
Bineînțeles că după ce vom termina cele 7 rânduri și pentru peretele lateral, tăiem firul și lăsăm deoparte, dar nu înainte, după cum vă spuneam, să găsim un carton un pic mai dur, deci la o cutie de bomboane am văzut că este perfect, și să ne pregătim, uitați așa, aceasta ar fi o parte, una din părți. Haideți să facem peretele din față. Acum vă voi explica și aici pașii imediat. Aici am pornit cu un rând format din 20 de piciorușe duble. Deci, aici am montat, ia să vedem noi, 20 și cu 3, 20 și 3 de ochiuri de lanț. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, fiindcă vreau să am 20 de piciorușe duble și ridic 1, 2, 3. Încep din ochiul 4 și lucrez în fiecare ochi câte un picioruș dublu. Și vom avea primul rând format din 20 de piciorușe duble. Și iată că primul rând este gata. Acum ridicăm un ochi de lanț, întoarcem rândul, introducem în primul ochi și facem un picioruș scurt. Introducem croșeta pe sub primul fir de la piciorușul scurt. Scoatem fir, avem două pe croșetă și mai facem încă un picioruș scurt. Acesta este primul picioruș dublu. În ochiul 2 voi face două piciorușe duble. 1, 2. Astfel am făcut o înmulțire. Mă duc acum și lucrez până la final câte un picioruș dublu în fiecare ochi. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16. Ne ducem și facem acum o sporire, adică două piciorușe duble în același ochi și în ultimul picioruș vom face un picioruș dublu. Și dacă am avut două sporiri pe acest rând, la început și la final, rândul 2 are 22 de piciorușe duble. Haideți să trecem la rândul 3. Un ochi de lanț, întoarcem rândul, în primul ochi un picioruș scurt, introduc pe sub primul firicel de la piciorușul scurt, scot fir și mai fac încă un picioruș scurt și astfel am primul picioruș. În ochiul 2, o sporire. 1, 2. Haideți să facem câte un picioruș scurt până în penultimul ochi, unde la fel vom face o sporire și vom încheia cu un singur picioruș dublu și la finalul rândului 3 vom avea 24. La rândul 4, la fel, un ochi de lanț. Astfel și la rândul 5 și la rândul 6 și o să vedeți că la rândul 6 vom avea câte 30 de piciorușe duble și astfel finalizăm partea cu sporirile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ca mai apoi. Cele 6 rânduri sunt gata, este suficient cât am sporit. Acum, haideți să începem scăderile. La rândul 7 vom proceda astfel. Lucrăm primul picioruș, exact cum l-am lucrat și până acum. Picioruș scurt, introducem pe sub un firicel și mai facem un picioruș
scurt. Acum vom face o scădere. Introducem în următorul ochi, scoatem firul doar prin două, lăsăm firul pe croșetă și mai facem încă un picioruș dublu neterminat, adică am scos doar prin două fire. Și scot prin toate trei și astfel avem o scădere. Mergem și lucrăm în fiecare ochi câte un picioruș dublu, da? Haideți apoi să încheiem rândul împreună. Deci am zis că facem o scădere și la final de rând, picioruș dublu neterminat, picioruș dublu neterminat și scoatem prin toate trei. Am făcut o scădere. Și introduc aici în ultimul ochi, introducând pe sub cele două fire și voi face un picioruș dublu ca să închei rândul. Un ochi de lanț, să trecem la rândul 8, lucrăm picioruș scurt și încă un picioruș scurt, facem o scădere, picioruș dublu neterminat, picioruș dublu neterminat și scoatem prin toate trei. Mergem și facem câte un picioruș dublu în fiecare ochi și la final la fel vom face o scădere și încheiem cu un picioruș dublu și vom rămâne la rândul 8 cu 26. Începând de la rândul 9 până la rândul 16, deci vom mai lucra încă 8 rânduri, noi vom face câte 3 scăderi, adică vom face o scădere la intrare, o scădere la ieșire, însă vom face și una pe mijloc. Și până la rândul 16 vom face câte 3 scăderi pe fiecare rând și veți observa că veți rămâne cu 1, 2, 3, 4 piciorușe aici în vârf. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 rânduri și veți obține peretele lateral al căsuței, pentru care la fel veți decupa carton ca să putem lipi. Ar fi minunat dacă ați avea pistolul cu silicon cald, dacă nu, cu orice fel de adeziv, picătura. Acum, da, orice vom face, vom face cealaltă jumătate de acoperiș. Uitați, așa. Haideți să facem. Pentru a avea 1, 2, 3, 4, 5 solzi, voi monta 28 de ochiuri de lanț. Haideți să facem o primă buclă. Dăm noi așa deoparte. 1, 2, 3, 25, 26, 27, 28. În ochiul 4, 1, 2, 3, 4, introducem și vom face un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț, lăsăm două ochiuri libere la bază și ne ducem în ochiul 3 și lucrăm două piciorușe duble. 1, 2, două ochiuri de lanț, ne ducem la bază, lăsăm două ochiuri libere și în ochiul 3 introducem și lucrăm două piciorușe duble în același ochi. Vom face baza pe care vom începe solzișorii, două ochiuri de lanț, lăsăm două ochiuri libere, în ochiul 3, două piciorușe duble. Haideți să lucrăm așa, să vedem câte grupuri ne vor ieși. Am deja 8 grupuri, haideți să facem și pe al 9-lea, fiindcă 9 grupuri a câte 2 piciorușe duble ne-au ieșit. 1, 2, 3. Și în ultimul ochi, ultimul grup. Acesta este rândul de bază pe care noi vom construi acei solzișori.
ridicăm 3 ochiuri de lanț. Mergem acum și introducem croșeta pe sub ultimul picioruș dublu. Da? Și lucrăm 4 piciorușe duble. 1, 2, practic coborâm. 3, 4 și cu cele 3 ochiuri de lanț am în total 5 piciorușe duble. Aici este partea superioară a solzișorului și aici va fi partea inferioară. Acum, ca să putem forma, întoarcem rândul, uitați astfel, facem un ochi de lanț și ce facem? Introducem croșeta pe sub acest picioruș dublu și urcăm cu 5 piciorușe duble. Observați? Cum introduc croșeta pe sub piciorușul dublu. 1, 2, 3, 4, 5 și uitați, primul solzișor este gata. Acum vom face un ochi de lanț. Vom lăsa următorul grup de 2 piciorușe duble, nu vom lucra, ci vom trece la următorul ca să formăm următorul solzișor. Da? Și poziționăm lucrul astfel. Dăm după croșetă. Ne ducem pe sub piciorușul dublu și lucrăm cele 5 piciorușe. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Deci noi acum am coborât un ochi de lanț, răsucim rândul și urcăm, introducând croșeta pe sub piciorușul dublu cu 5 piciorușe duble. 1, 5 și am făcut și cel de-al doilea. Da? Și iată că avem 5 solzișori. Haideți acum să facem rândul de bază. Da? Ce facem după ce am terminat cele 5 piciorușe duble? Ridicăm 3 ochiuri de lanț. 2, 3. Ne ducem în mijlocul solzișorului, introducem croșeta și facem un picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț, mergem între solzi, unde avem noi acel grup. Am lucrat, da? Pe el l-am sărit. Introducem croșeta printre cele 2 piciorușe duble și lucrăm 2 piciorușe duble. Două ochiuri de lanț, mă duc chiar în mijlocul următorului solzișor și fac 2 piciorușe duble. Și iată că am refăcut din nou cele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupuri a câte 2 piciorușe duble. Acum, doresc să lucrez la următorul rând, în loc de 5 solzișori, doar 4. Asta ce înseamnă? Că nu vom lucra aici în primul grup, ci sărim și lucrăm la următorul, ca să avem solzișorii intercalați. Da? Nu doresc să fie unul peste altul. Uitați! Și vom proceda în felul următor. Un ochi de lanț, ținem poziționat astfel lucru, ne vom duce pe sub piciorușul dublu de la al doilea grup, introducem croșeta și vom coborâ cu 5 piciorușe duble, un ochi de lanț, vom urca cu 5 piciorușe duble. Haideți să lucrăm, eu îmi voi poziționa astfel,
1 și facem ochiul de lanț în margină, da? 2 3 4 5 un ochi de lanț, întoarcem lucru și introducem acum pe sub cel de-al doilea picioruș dublu croșeta și urcăm cu 5 piciorușe duble. 1 2 3 4 5 Uitați ce frumos vine. Și acum procedăm exact cum am făcut și la primul rând de solzi. Un ochi de lanț, lăsăm un grup, nu lucrăm deasupra lui, ci trecem la următorul. Și pe acest rând vom face 4 solzișori. Iată că și rândul 2 de solzișori este gata, deci am avut 5 la primul, acum am 4 solzișori. După ce am finalizat cele 5 piciorușe duble, întorc lucru și introduc în ultimul spațiu aici creat de noi și fac un picioruș alunecat. Da? Ridic 3 ochiuri de lanț, întorc din nou rândul pe față și tot în același spațiu voi mai face încă un picioruș dublu. Ca să pornesc eu primul grup de 2 piciorușe duble. 2 ochiuri de lanț, mă duc unde am solzișorul și în mijlocul lui introduc croșeta și fac 2 piciorușe duble. Am al doilea grup de piciorușe duble. 2 ochiuri de lanț, unde am piciorușele duble în care nu am lucrat, introduc croșeta printre ele și lucrez 2 piciorușe duble. 2 ochiuri de lanț, mă duc în dreptul următorului solzișor, chiar la mijloc, introduc croșeta și lucrez 2 piciorușe duble. Vom face din nou rândul de bază pentru solzi. Vom ajunge în capăt, deci fac 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și aici, da, unde am ultimul grup în care eu nu am lucrat solzișorul, introduc și fac al nouălea grup de 2 piciorușe duble. Ridic 3 ochiuri de lanț și lucrez din primul grup. Normal că vom avea intercalate, da, intercalați solzișorii, vom avea 5 solzișori, da, exact ca la primul rând. Da? Practic, aceste rânduri pe care tocmai noi le-am făcut se repetă și vom obține astfel, uitați, deci am făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rânduri. Da? Din aceste două părți noi vom face acoperișul. Și pentru acoperiș am decupat carton, uitați, pe care o să îl lipesc cu pistolul cu silicon și astfel are ținută. Eu vă doresc spor la aceste părți componente, tăiați și cartonul, da? Și în partea a doua vom continua, da? Să facem țurțuri și să montăm căsuța.